Ascultându-vă împreună cu fetița mea de 8 ani, mi-a spus așa: Mami, gândurile noastre sunt asemenea unui rege din jocul de șah, iar rugăciunile noastre, iată ce teribil, sunt ca o regină din jocul de șah. M-a impresionat. Vă mulțumim, părinte, pentru sfaturi. Da, o mămică, Nicoleta, împărtășește acest lucru. Gândurile noastre de asemenea unui rege și gândurile ca o regină. Trebuie să știm, cine știe jocul de șah, cunoaște că regele nu se deplasează decât puțin, un simplu pătrățel. Deci o mișcare foarte limitată, deși e rege. Pe când regina se poate deplasa pe orice direcție, oricât, pe diagonală sau pe orice latură, oriunde. Poate să meargă dintr-un capăt în altul al tablei de șah. Încât, cu adevărat, un gând, da, pot să am multe gânduri, mă rog, multe nici nu știu de unde vin. Pot să vină, cum spuneam, din cele ascunsele mele și dintr-o dată de unde mi-a venit mie gândul ăsta și de fapt sunt lucruri adunate acolo, pot să fie lucruri ascultate de mine când eram pruncă, chiar și în pântecele mamei. Se pot înscrie ca o informație și dintr-o dată asta s-a înscris în mine, eu absorb, da? Ca om odată, din momentul conceperei, tot încep să absorb ceea ce se întâmplă. De aceea contează enorm cum trăiește mama, cum trăiește tata, în ce mediu, cum. Și de aceea spuneam că avem, apropo de pilda talanților, puncte de plecare diferite. Dar aceeași șansă de a ne mântui și în Dumnezeu. Însă rugăciunea, de fapt, este un gând aruncat către Dumnezeu, întins către El, exact ca o săgeată aruncată din arc, îndreptată către El. Și atunci nu e doar puterea mea, că e mișcarea pe care eu o fac cu Dumnezeu. Dumnezeu însuși mă ajută să fac mișcarea aceasta, gândul meu să ajungă unde? Tocmai la Dumnezeu. De aceea se și spune că noi nu știm să ne rugăm cum trebuie, ci Duhul se roagă în noi cu suspine negreite. Adică această mișcare mă ajută Duhul să mă rog.